Ce înseamnă negativ? Stai că mi-a fugit. Atunci când ești în jertfă mod, da? Când nu înțelegi ce ți se întâmplă și stai și te gândești și te... Câteodată în negativ intri nu din cauza ta neapărat, da? Nu pentru că tu ești așa, ci că ți s-a impus, da? Colectiv. Nu uita că ai sărit în lumea vrăjitorilor. Bun. Asta vreau să zic. Dar când e... Că acolo era. Știi? Când e... Înțelegi ce, prin ce treci, ce cineva face acolo și că era bumerang după aia, nu știu ce, că când spre tine, când spre nu știu care, da? Nu mai ai treabă. Faci așa și... ok. Și eu de la început ziceam, măi, ăsta e negativ. Te iei așa cu normalul de gât, energeticale, da? Dacă nu știi că de partea ta e, da? E pământul cu tine, da? Nu mai ai treabă, nu mai stai la povești. Și asta se proiectează. Simbolic se proiectează așa ceva. Undeva începe un război. N-a mai rezistat energetic în tine și ai provocat războiul. Dar nu tu, nu știu unde, nu știu cui și nu știu, dar simbolic se proiectează. Înțelegi, Mânier? Sper că am înțeles, am lămurit. Las că mai registrez. Aha, moment și se dizolvă. Se dizolvă cu tot cu tine și cu tot cu energiile care, cu programelul... zi care se dizolvă, da? Dismis. Și iarăși, da? E un fel de... Am mai zis, dimineața te-ai trezit, până seara ai trăit, seara dismis. Și ceva de genul, da, și nu mai țin programelele vechi, să-i facem nu știu ce, să-i, da? Am înțeles când îți vine bumerangul, ai înțeles, te clirui și la un moment dat îți vine, stai că asta ce-a fost, da? Și peste noapte se curăță, nu mai ai treabă. Deci e ca și cum ai murit, da? Și dimineața te-ai renăscut din cenușă, din nou. E o nouă zi, e o nouă viață, e cât o zi, 24 de ore, e... Am mai zis 11 minute interstelare, 24 de ore, da? Câte vieți ai într-o viață, ha? Zi. Ok.